Andrei Gag țintește aurul continental la aruncarea greutății în competiția care este programată în perioada 3-5 martie la Belgrad. Important este că sunt sănătos și că am depășit problemele medicale. Sper și îmi doresc să nu mai am parte de accidentări. Nu știu încă exact programul pentru această iarnă, dar acum sunt în cantonament la Suceava și mă pregătesc pentru europenele de sală. Țintesc cât mai sus, vreau să câștig aurul acolo, a declarat Andrei Gag. Atletul vrea să înceapă în forță noul ciclu olimpic, după ce la Rio de Janeiro a ratat de puțin calificarea în finală. Sportivul de la CSU Suceava și-a mai fixat o țintă pentru 2017. Mi-am propus să depășesc baremul de 21,5 metri. Tot în acest an au loc și campionatele mondiale în aer liber, unde mi-am propus să obțin un rezultat cât mai bun, a precizat atletul de la CSU Suceava. Andrei Gag a fost desemnat cel mai bun sportiv al județului Suceava în 2016 într-o anchetă realizată de conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava. Singurul reprezentant al unui club sucevean la Jocurile Olimpice de la Rio, atletul pregătit de Ioan Zamfirache la CSU Suceava, este vicecampion mondial indoor medaliat cu aur la campionatele europene de aruncări, campion și recordman național.